Cu salariile neplătite de o lună, profesorii din comuna Arădeană și Mand au intrat astăzi la clase, dar în semn de protest nu au ținut orele. Am hotărât să intrăm la clasă, să supraveghem elevii și deci nu facem predare, nici ascultare, doar ne supraveghem să nu se întâmple ceva deosebit. Banii nu aveau cum să ajungă în conturile dascălilor, explică primarul din localitate. Pentru simplu motiv că în momentul de față postul de director este vacant prin hotărârea din 25 ianuarie a Consiliului de Administrație al școlii și nu am cui să transfer creditele pentru salarii. Deci nu există un ordonator de credite la Școala Generală din Șiman. Noi nu avem cum să-l obligăm pe domnul primar să semneze sau să nu semneze un act cum consideră dumnealui. Pentru ocuparea postului de director va decide Consiliul de Administrație cine e directorul în această școală. Problemele astea, deci dacă sunt între primărie și direcțiune, ar trebui să le rezolve într-un mod în care să nu sufără nimeni. Profesorii sunt hotărâți, vor suspenda complet cursurile dacă nu își primesc salariile.